Multe semne de întrebare legate de amânarea plății ratelor cu 9 luni anunțată de guvern. Nu știm de când intră în vigoare, cum se va aplica și mai mult care va fi forma finală. Surse din piața bancară spun pentru Digi24 că băncile nici măcar nu au fost consultate și nu există deocamdată un acord de la Autoritatea Bancară Europeană. Măsura amânării ratelor cu 9 luni a fost prezentată în cadrul noului pachet de măsuri sociale propus de coaliția aflată la guvernare. Specialiștii atenționează însă că poate fi un cadou otrăvit din cauza riscurilor la care se expun cei care își vor amâna ratele. La expirarea perioadei de scutire, dobânzile vor fi mai mari, la fel și ratele. În plus, se vor aduna costuri suplimentare și din lunile în care nu s-a plătit. Una dintre măsurile propuse în noul pachet social este amânarea plății ratelor. Mi se pare bună, dar contează detaliile. Contează dacă băncile au dreptul să adauge comisioane, să schimbe contractele, dacă crește într-un final sau nu dobânda. Mi se pare ok, dar depinde de ce măsuri ia băncile, să spunem, dobânzi. Dacă se mai adaugă și alte dobânzi, nu e ok. Este o propunere pe care am discutat-o cu guvernatorul Băncii Naționale, desigur cu ministrul de Finanțe, și criteriile tehnice pe care le vom face publice urmează să fie stabilite. S-a ajuns la 9 luni pentru că a fost o decizie similară și a fost aplicată tot pe 9 luni. Măsura vine însă la pachet cu multe riscuri, avertizează analiștii. Amânarea aceasta a ratelor nu înseamnă scutirea de ratele respective. Ei vor plăti mai târziu aceste rate și le vor plăti mai scump, probabil, pentru că dobânzile bancare sunt în creștere. Iar băncile vor recalcula ratele respective sau datoria clienților respectivi, ținând cont de noul robor sau ICCR la momentul respectiv. Și mai este un risc. Considerarea acestor amânări de către bănci, drept reeșalonare, rescadențarea creditului și în funcție de politica de risc a fiecăreia, nemai acordarea de facilități de creditare timp de 12 până la 24 de luni. Specialiștii spun că măsura ar trebui accesată doar de cei care au cu adevărat nevoie de un respiro de la plata ratelor, adică cei ale căror venituri au scăzut semnificativ sau și-au pierdut locul de muncă. În urmă cu aproape 2 săptămâni, guvernatorul Mugurii Sărescu explica faptul că măsura amânării ratelor nu este una adecvată din cauza dobânzilor în creștere. De regulă, când dobânzile, deci când s-a făcut moratoriu trecut, era clar cu pandemia că dobânzile merg în jos. Și atunci era în ajutorul omului. Vin dobânzile în jos și acum trebuie cu atenție. Nu ar fi prima dată când România ar avea posibilitatea să-și amâne ratele. Măsura a fost adoptată pentru prima dată la începutul pandemiei, atunci când aproximativ 564.000 de români și-au amânat ratele, iar suma totală a fost în valoare de 41,8 miliarde de lei, adică 14,7% din total. Nu se știe încă data de la care se va aplica această măsură. Apropo de dobânzi, robor la 3 luni anunțat în urmă cu foarte puțin timp de BNR, ajunge la 5,9% astăzi, de la 5,83% cât era ieri. Deci dobânzi în creștere. Împreună cu profesorul de economie Bogdan Glăvan discutăm despre acest subiect. Domnule Glăvan, bună ziua, mulțumesc tare mult că sunteți cu noi. Bună ziua. Vă e clar insistența, dorința aceasta a guvernului de a oferi această posibilitate, poate nu explicată neapărat până la capăt cetățenilor, în condițiile în care informațiile pe care le avem noi în acest moment arată că băncile comerciale, cel puțin, nu au fost consultate în legătură cu acest demers? Nu a înțeles-o nimeni. Această măsură este un copy-paste după măsurile aplicate în timpul pandemiei, numai că acum contextul este diferit. Și ca să fie foarte limpede pentru cei care ne privesc și ne ascultă, economia este totuși o știință, adică nu putem să intervenim cu bocancii și după cheful nostru, după cum ne trezim dimineața, luând măsuri după ureche, fără să cerem expertiza celor pricepuți în chestia asta. Și asta este dovada că se guvernează absolut după criterii politicianiste și demagogice. Această măsură întinde o capcană cetățenilor, de fapt. Ea miroase frumos, e așa apetisantă. Oamenii am văzut că se bucură în bună măsură pentru că, na, oricui, nimănui nu-i place să plătească
rate la bancă. Deci se bucură dacă aud că vor plăti rate mai mici. Numai că se bucură total greșit. Pentru că dobânzile vor continua să crească, iar dacă ei fac această pauză acum, când vor relua, când va expira măsura și vor relua plata ratelor la bancă, atunci îi va buși trenul dobânzilor mai mari. Și în aceste condiții oferă o gură de aer pentru cine, domnule Găvan? Poate persoane care într-adevăr sunt fără sau cu probleme la plată, dar aici de spus că există în acest moment, fără o intervenție neapărat a guvernului, o posibilitate de negociere directă cu banca, o negociere chiar prin acel Consiliu de Soluționare a Litigiilor Bancare și așa mai departe. Deci, insist cu această întrebare, era nevoie de un act administrativ, o decizie a guvernului pentru acest tip de intervenție? Nici vorbă. Încă o dată vorbim de o ordonanță de urgență. Da? Care este urgența? Dacă ne uităm la ce se întâmplă în economie, creditarea este în regulă, chiar la un ritm prea ridicat, spun eu. Creditele neperformante sunt la un nivel foarte mic, deci lumea își plătește ratele. Dobânzile sunt real negative. Asta trebuie să înțelegem cu toții, că dobânzile sunt mici, sunt foarte mici în România și îndatorarea este încurajată și stimulată și trebuie să oprim acest demers. Da? Deci dobânzile sunt mici. Atunci vine guvernul și spune, stați, am găsit o urgență. Care e urgența? Să micșorăm și mai mult povara datoriei, da? După ce că dobânzile sunt artificial de mici, după ce că creditarea a fost subvenționată practic, da? Banii au fost artificial de ieftini, acum vine guvernul și spune, e o problemă, să le facem și mai mici, să nu mai plătim deloc. Deci este foarte, e un nonsens această măsură și pe bună dreptate a fost criticată de toată lumea și de toate instituțiile. Vă mulțumesc pentru această scurtă discuție, Bogdan Găvan, profesor de economie în direct la Digi24.